evident de spus. Nu neapărat că în turism nu sunt foarte multe lucruri pe care le observăm și care contribuie foarte mult, într-adevăr, la bunul mers al acestei industrii. Ba chiar aș putea spune că lucrul cel mai interesant mi se pare că în această seară, și nu numai în această seară, oamenii din turism lasă la o parte concurența, lasă la o parte rivalitățile și se pot bucura de ceea ce au făcut, se pot bucura de performanțele lor și se aplaudă unul pe celălalt. În altă ordine de idei, aș vrea foarte mult să mulțumesc echipei de turism, să mulțumesc jurului, să mulțumesc gazdelor noastre de la Capital Plața. O avem aici și pe Dana, care, ca de obicei, a fost o gazdă minunată. Trebuie să nu uităm nici pe jurnaliștii care promovează în permanență turismul. Practic, misiunea noastră este să fim de regulă o interfață între mass media și oamenii din turism pentru a comunica publicului larg că în turism se întâmplă și foarte multe lucruri bune, după cum a spus și domnul Paul Mărășun. În concluzie, aș dori să invit pe purtătorii de folclor autentic să ne încânte înainte de cocktailul la care suntem invitați cu toții, să ne încânte cu taragotul pe care îl văd că deja l-au și încălzit suficient de bine. Mulțumesc frumos! O seară bună! După acest mini-recital, sper să ne delectăm în continuare cu puțină șampanie, puțin whisky, puțin vin bun de la Cramele Rotterdam și așa mai departe. Mulțumesc!